O nouă actualizare a listelor electorale, asta a transmis Ministerul Administrației și Internelor Mircea Dușă, prefecților din țară. Până la data alegerilor, acestea trebuie să fie actualizate din timp, iar administrațiile locale trebuie să respecte legi, iar cei ce vor greși vor suporta consecințele legale, a mai adăugat Mircea Dușă. Pentru că și în județul Giurgiu, unele primării nu au realizat la timp actualizarea listelor sau au comis greșeli în întocmirea lor, prefectul județului Giurgiu va comunica primăriilor din județ să se ocupe din timp de actualizare ca să nu mai existe astfel de probleme înainte de parlamentarele din decembrie. În cadrul procesului electoral și în legislația specifică, în hotărârile de guvern care apar, există o listă electorală, așa zisă listă electorală, la început un format pe care noi îl primim de la Autoritatea Electorală Permanentă, care cea pe județeană, nu de la nivel de guvern, și care ajunge la primărie. Primarul cu actele în spate, dacă observă că el are un mort de anul trecut pe care el l-a operat, dar apare încă în listă, trimite actele care au stat la bază, respectiv certificatul de deces, înapoi și atunci se poate face radierea din lista electorală. Deci, dacă de fiecare dată și la fiecare alegeri primarii și-ar fi făcut treaba așa cum trebuie, pentru că ei au informațiile cel mai bine, la ei sunt informațiile primare. Și dacă și-ar făcut treaba așa cum trebuie și cum scrie la carte, nu s-ar fi ajuns la aceste lucruri. Pentru ca în listele electorale să nu mai existe greșeli, așa cum s-a întâmplat la alegerile pentru referendum, Prefectura Giurgiu va instrui reprezentanții autorităților locale pentru întocmirea unor liste cât mai aproape de realitate.